Ok, aici dacă aș face o siluetă, aș avea o clădire în spate, la fel ca și acolo. Dar o să încerc. Bun, hai foarte aproape de geam, te rog. Cristi, vino în partea asta, te rog. Întoarce-te, Iulia, către el, te rog frumos. Cu totul, cu totul. Față în față, față în față. Cu cât mă depărtez mai mult, cu atât îi încadrez pe ei mai bine în geamul ăsta de aici. Cu cât eram mai aproape, cu atât capetele lor erau tăiate. Cristi, un pas mai în spate, te rog. Așa, mai aproape de geam, mai unde, maxim? Ești, așa, 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 că nu simt treaba asta. Mâna aia dreaptă, flexează ușor, ca să văd și un cot în spate. De, a, și un pic mai în spate, dacă te dai. Un pic, un pic, mergi mai în spate. Atât, perfect. Iulia, un pic mai în spate. Un pic mai în spate, pe... Aha, prea mult, prea mult, prea mult, prea mult, prea mult, atât, super, bărbia ușor mai sus, bărbia ușor mai sus să văd și fața ușor mai spre geam, fața ușor, atât, aia, nice, ia întindeți mâna dreaptă, Iulia, mâna stângă, Cristi, dai, mai sus, mai sus, nu atingeți, nu atingeți, așa, așa, perfect, perfect, invers, Cristi, era bine, în jos, exact, și era foarte relaxată prima oară, era așa în sus, exact, aia era, perfect, Cristi, un pic mai aproape de geam, că-ți intră acolo, nice, încercați să vă depărtați un pic mâinile, să o atingeți, atât, perfect, 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 ale, și mai aproape, și mai aproape, vă întâlniți la geam, veniți unul aproape de celălalt, vino, acolo, perfect, du-te, Iulia, un pic mai în spate, trage-l pe Cristi mai în spate, atâta era, nice, gata. Am vrut să trag prima oară aici. Cum poate aș fi vrut să trag din prima. Avem foarte mult fundal pe care aș fi vrut să-l folosesc, dar... Bun, am văzut clar geamul ăsta murdar, am văzut tot ce era în zona asta, am stricat tot vibe-ul. I-am băgat aici, m-am lăsat mai jos, am tras mai jos. Până aici era tras mai de sus, aici pur și simplu m-am lăsat de jos, au dispărut, eu am locul deci după display, mă scuzați. Au dispărut toate. Asta dispar foarte ușor, asta o să dispară mega ușor, tot ce e în stâng. Aici eu văd ceva foarte deschis la culoare. Gen, eu văd chestiile astea de aici. Nu este cel mai bun cadru. Deci i-am încadrat. Aici el intra cu o mână prin stânga, ea nu avea nas, era un năsuc, dar nu avea nas și am vrut la siluete să existe un nas, chiar dacă e mai mare, se rezolvă. A apărut și un sân brusc aici. Bun. Bună, dar drăguța intra lui capul. Drăguța intra capul. Nu-mi plac mâinile tăiate, dar zici că le bagă prin ceva. Ok. Mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai. Era foarte bună prima. Aici se intersectează într-un mod interesant. Ok. A intrat el cu umărul în stânga, în zid. Deci eu acum caut nod în papură. Asta pentru orice mire sau mireasă, pe bubuitoare de creier. Dar pentru voi nu ar trebui să fie, pentru că vezi din ce în ce mai mult. Aici m-am urcat un pic, am greșit, obosisem un pic pe genunchi, am urcat și am intrat în clădirea de vis-a-vis. Aia se poate rezolva destul de repede, clădirea de vis-a-vis. Ok. Și asta e o tragere, deși intră destul de mult aici, îi face o mână foarte mare. Bun, ne apropiem, ne apropiem, ne apropiem. El are deja o mână drăguță aici. Dar este capul tăiat, o aduce pe ea și dacă am dat un crop, noi avem una foarte bună înainte. Mai bun. I-am zis ei să se dea mai în spate, ar fi trebuit să reacționeze. Nu. Rămâne prima pe care am selectat-o, cea cu mâinile. E foarte ok. Oi, 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 oi. Sunt mai multe variante, pot să lucrăm pe albastru aici sau pot să lucrăm pe al negru, eu am gândit-o direct al negru. În plus că dacă tragi foarte mult de albastru, s-ar putea să-l deranjeze un pic. Nu-mi place să fac asta. Chiar nu-mi place să fac asta. Ok, la mine e direct al negru. Avem unghiul un pic greșit aici. L-am văzut de la început.
să o încadră mai întâi. Și sunt un pic în dreapta, nu sunt pe mijlocul geamului. Constrain crop. Și în continuare suntem. Bingolino. Avem o zonă, o să bubuim un pic. Avem o zonă aici care este în afara ochiului meu și a dorințelor mele și poate și o zonă aici, dacă era la fel și aici, pe mine mă încurca. Aici deja intervenim și vorbim despre gusturi proprii, dar clar, dacă am o zonă luminoasă aici, când zboară ochiul și aici poate să duce ușor ochiul. Foarte ușor, brush în zona asta, highlights-urile și exposure-ul o să scadă. Poate și shadows-ul direct. Poate nu 100%. Bun. Aici, la mine pe calculator încă se vede, dați-mi voie să mă duc mai mult. Voi nu mai vedeți acolo. Ok, acolo vedeți unde am modificat. Aici și aici. Urcăm highlights-urile. Există ori varianta asta, ori mizeria pe mine nu mă deranjează neapărat. Sunt două variante. Ori o cureți, ori o lași dirty. Casual sau... E un pic mai curat așa, da. Gustul meu zice să o ucid. Aici mă deranjează în partea asta că se vede. La voi nu se vede, se vede doar un pic rochea, la mine se cam vede. Ok. Și o să se vadă la print. Dacă al vostru monitor nu este ceea ce trebuie pentru editare, sigur o să se vadă la print și o să aveți niște fotografii pe care nu le-ați văzut că le aveți. Ok. Din nou, pe aici sunt mai multe variante. Intrăm în Photoshop și le curățăm. Asta chiar îmi place foarte mult, fotografia. Repet, asta se poate șterge mult mai ușor în Photoshop, o selecție în zona asta cu un average și brush. Dacă vrei să fie totul alb, e brush. Ce selecție cu average, mă? Ce average? Îți face toată suprafața aia în culoare medie. Și de unde dai average? Selection. Sunt multe variante, să știți, în Photoshop, adică... Photoshop a fost făcut doar Elements a fost făcut pentru fotograf. Photoshop a fost făcut pentru web designer, pentru o grămadă de alte chestii. Faptul că tu folosim noi e... Mă întrebi? Nu. Ce ne zicea? E ca și cum ai folosi un tractor pentru a lua murăturile de la... Ok, curățat aici. O să le postez, oricum.